Pentru resoftarea imprimantelor Samsung CLP365, Samsung Express SL C430 și HP 150 e nevoie să cunoaștem seriile imprimantei. Acestea se pot afla prin imprimarea rapoartelor Configuration și Supplies Information. Pentru a le imprima, procedăm în felul următor. Ne asigurăm că imprimanta nu este în standby, LED-ul este on. Apasă butonul portocaliu, Clear Button, pentru aproximativ 3 secunde până LED-ul începe să clipească. Acesta este raportul Configuration. Aici găsim Machine Serial Number și versiunea de firmware. Firmware version. Ultimele două cifre indică versiunea de firmware și modelul imprimantei. Ține apăsat din nou Clear Button, dar de data aceasta pentru aproximativ 8 secunde până LED-ul se stabilizează. Se va imprima raportul Supplies Information. Acesta este Supplies Information Report, iar de aici avem nevoie de seria CROM de la cartușul negru. Pentru a plasa o comandă, accesează rset.com. Iar în meniu principal, accesează comandă rapidă. Introducem informațiile, model imprimantă, în cazul de față Samsung CLP365, firmware version, Machine Serial Number, Seria CROM, introducem codul de securitate. Și trimite comanda. Comanda dumneavoastră a fost expediată cu succes. Veți primi pe e-mail o copie a datelor notate în comandă. Vom efectua verificarea seriilor din comandă și revenim cu detalii de plată. După efectuarea plății, primiți pe e-mail o arhivă care conține programul de resoftare împreună cu instrucțiuni scrise, video și firmware original. Accesează link.
Descarcă arhiva. Și extrage arhiva. Rămâne conectat prin USB doar imprimanta pe care o resoftăm. Deconectăm celelalte imprimante dacă este cazul. Următorul pas este repornirea imprimantei în download mode. Pentru aceasta va trebui să oprim imprimanta și efectuăm următoarea combinație de butoane. Cu un deget apăsăm butonul Echo, iar cu a doilea deget butonul de Power. După 3 secunde eliberăm ambele butoane. Cele 4 LED-uri de sus și LED-ul de la status rămân blocate în portocaliu. Trage cu mouse-ul fișierul de resoftare pe USB pe RNS2 ca o simplă copiere de fișier. De menționat că pentru unele versiuni de firmware există în folderul primit și un fișier cu denumire download 1.bat, rulați-l pe acela. LED-ul de la status începe să clipească. Imprimanta repornește automat. Deschidem capacul din față. Și acoperim cu bandă cele 4 chipuri de pe cartușe. Doar cele 4 chipuri. Contactul din partea de jos de la Image Unit rămâne descoperit. LED-ul se stabilizează în verde. Utilitarul de la Samsung Easy Printer Manager ne afișează acum 100% pe toate cele 4 cartușe. Imprimăm acum raportul Supplies Information pentru a verifica și aici revenirea contoarelor la 100%. După fiecare oprire-repornire a imprimantei, contoarele Live Remaining vor reveni la 100%.